Vă salut cu drag și în această seară, dragi prieteni, și am plăcerea să fiu împreună cu voi și să aduc un strop de bucurie și speranță în sufletele voastre prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu. Cu siguranță fiecare dintre noi căutăm puncte stabile în viață. Arhimede spunea într-una din maximele lui, care erau de asemenea și căutări, cercetări științifice, dați-mi un punct fix, un punct de sprijin și o pârghie suficient de lungă și voi muta pământul din loc. Fiecare dintre noi ne căutăm sprijinul, ne căutăm siguranța, este numai normal să fie așa. Însă, în oceanul acesta al relativismului, în care plutim de multă vreme, valorile, principiile și lucrurile stabile încep să fie din ce în ce mai șubrezite. E drept că omul are nevoie și de o gândire sceptică, cu ajutorul căreia pui la îndoială anumite lucruri și descoperi lucruri noi. Vă aduceți aminte de perioada copilăriei, când puneați foarte multe întrebări? Vă aduceți aminte de perioada, cei care aveți părinți, când copiii erau mici, puneau o sumedenie de întrebări? Când stau acasă cu copiii de vorbă, de cele mai multe ori îmi pun întrebări. De multe ori sunt atât de obosit de aceste întrebări, pentru că sunt atât de multe, încât le spun stop, gata, nu mai. Chiar la anumite lucruri pe care eu deja le consider niște certitudini, ei întreabă de ce. Dar de ce așa? Dar nu se poate și invers? Nu se poate ca elefantul să zboare? Nu se poate ca un câine să aibă elice deasupra capului? Că eu așa am văzut la desene, spun ei, nu? E acel tărâm al îndoielii de care fiecare dintre noi avem nevoie ca să creștem. Însă dacă relativizezi totul, ajungi într-o incertitudine atât de mare încât pur și simplu devii atât de speriat de existență și atât de nefericit pentru că nu mai poți să te odihnești nicăieri. Mi-aduc aminte când eram copii, urmăream filmele acelea cu Quaterman și cu personajele acelea care au devenit deja clasice pentru cei care au trecut de 35 de ani, în care unii dintre ei cădeau ori în mlaștini, ori în nisipuri mișcătoare. Și în dorința de stabilitate, omul care cădea în ochiul acela de nămol sau în ochiul acela de nisip mișcător, se zbătea din ce în ce mai tare. Dar cu cât se zbătea mai tare, cu atât se afunda mai mult până când se înneca. Dacă nu avea un element exterior de care să se prindă sau dacă nu avea pe cineva care să-l ajute să iasă afară, omul acela nu avea nicio șansă să se mai salveze. Relativismul este ca acest nisip mișcător, ca aceste mlaștini care îl afundă pe om din ce în ce mai tare spre neființă, spre nesiguranță, spre distrugere. Dacă ne uităm în jurul nostru, nu prea mai există elemente care să te țină sus, să te țină tare, să țină picioarele pe un tărâm unde să te simți în siguranță. Dacă te uiți în lumea teologiei, relativism. Dacă te uiți în lumea politică, relativism și minciună cât în cape, peste 90 și ceva la sută din tot ce auziți în trâncănelile politice, este minciună și demagogie. Inclusiv lucrurile adevărate, nevoile reale ale oamenilor sunt politizate și ai zice la un moment dat că politicianul ăla îți dorește binele și vrea ca dreptatea și adevărul să triumfe. Dar de unde? El vrea să câștige alegerile. Și după ce le-a câștigat, după aia, stați liniștiți, 4 ani, domnim, facem tot ce am făcut înainte, bine că v-am fraierit încă o dată și cam așa merg lucrurile. În teologie, în politică, în filosofie, dacă ne uităm în lumea economică, și aici lucrurile sunt atât de șubrede și nesigure și până la urmă oamenii
renunță cam la tot și la valorile tradiționale, numai fiecare vrem să avem părerile noastre și e normal să ai părerile tale. Și omul pendulează, având în minte relativismul acesta, între individualism și comunitarianism. Amândouă sunt utile ființei umane. Știți, atunci când vâslești, ai nevoie de două vâsle. Sau și dacă ai o padelă, trebuie să vâslești și într-o parte și în alta, ca să te duci înainte. Dacă nu, te învârți în cerc. Avem nevoie și de dimensiunea aceasta individualistă, individuală, și de cea colectivă, ca să fim niște oameni echilibrați. Dacă ești doar individualist, riști să te izolezi și să ai un univers destul de limitat. Poți să fii fericit și în bula ta pe care ți-ai creat-o, dar nu poți să spui că descoperi, că ești într-un dinamism, că ești într-o descoperire continuă a lumii și a oamenilor. Ceilalți care cad în extrema aceasta a socializării, a comunitarianismului, riscă să devină tâmpi și să fie ușor manipulabil, pentru că ei nu-și manifestă individualitatea. Relativismul îi duce, atunci când este vorba de principii și valori în sfera individualistă și când este vorba de ideologii, în perioadele de criză, în perioadele de instabilitate, se refugiază în ideologii comunitare. Observați că toate sistemele totalitare a avut niște ideologii comunitare. Dom'le, toți pentru unul, unul pentru toți, dreptate socială, să triumfe binele comun asupra tuturor celorlalte interese. Am avut și recent perioada pandemiei în care s-a invocat foarte mult binele comun, dar binele ăsta comun era și el unul ideologic și politizat. Asta este clar. Dacă mai vine cineva și îmi spune alte povești, e problema lui. Dar ar trebui să-mi sfidez rațiunea și inteligența ca să cred asemenea bazaconii. În momentul în care ești în echilibru, ai sfera aceasta individuală în care gândești, raționezi, ai părerile tale, ai valorile tale și ai și interacțiunea cu comunitatea în care te echilibrezi, vezi și alte păreri, vezi și alte opinii, vezi și alte linii de orientare. Însă acea comunitate este important să fie formată din indivizi care gândesc la rândul lor. Pentru că dacă te conectezi doar cu comunități docile, în stil de turmă, atunci nu este un mare beneficiu pentru tine decât să-ți reconfirmi că ai dreptate sau n-ai dreptate în anumite situații. Sau să te feliciți că nu faci parte dintr-o asemenea comunitate. Sunt atâtea nisipuri mișcătoare în jur, pe de o parte, în relativismul teologic, apoi în minciunile și manipulările politice. Apoi, dacă ne gândim la ceea ce înseamnă interacțiunea cu anumite grupuri, da, care te trag într-o anumită direcție sau alta, dacă ne mai gândim și la media care, și social media, care au creat un vârtej atât de puternic încât tu ca individ dispari pur și simplu, este de-a dreptul halucinant. Nu-ți mai găsești stabilitatea nicăieri. Oricât de mult ai căuta, oricât de mult ai încerca să-ți găsești acei piloni, acel punct de sprijin despre care vorbea Arhimede, prin care poți să muți lumea cu o singură mână, nu-l găsești. Cum poți să-ți găsești acel echilibru? Unde este acel echilibru? De când oamenii au ales să se depărteze de Dumnezeu, n-au mai fost în echilibru. Și au căutat să revină la calmul și liniștea paradisiacă fără Dumnezeu. Și de-a lungul istoriei, oamenii au încercat, foarte mulți dintre ei, să-și găsească pacea și echilibrul fără Dumnezeu. Și în căutarea unui pământ stabil, au creat nenumărate religii, nenumărate ideologii,
bazate pe principii care, ghiciți de unde erau luate? Tot din legile lui Dumnezeu și din principiile lui. Pentru că n-ai cum să ai stabilitate altfel. Dar nu exista un controlor al conștiinței, un factor stabil și obiectiv care să spună asta este adevăr, asta este minciună, asta este pământ tare, asta este nisip mișcător. Dacă relativizezi totul, atunci ajungi să trăiești într-o nesiguranță existențială continuă. Dumnezeu le-a spus primilor noștri părinți, uite, vă las libertate totală. Puteți să mâncați din toți pomii din grădină. Doar dintr-unul singur nu vă dau voie să mâncați. I-a pus în fața unei alegeri și le-a pus înainte ce este bine și ce este rău. Și au zis, chestii relative, auzi, dar ce poate să aibă pomul ăsta diferit de ceilalți? Și dacă mâncăm din el, ce poate să se întâmple? Vă dați seama că dacă legile care guvernează universul ar fi relative, ar fi un dezastru. Ce s-ar întâmpla dacă gravitația n-ar mai funcționa la noi pe Pământ câteva zile? Ce s-ar întâmpla dacă legile fizicii ar fi cu totul pe dos? Totul s-ar dezintegra. De ce? Pentru că ele trebuie să fie constante. Nu poți să mergi cu relativismul acesta în anumite domenii care asigură acea stabilitate și acea coerență a existenței și a ordinii în cosmos, între planete. Nu poți să relativizezi tot. Nu poți să spui că legea asta ar fi bine să fie dată la o parte. Dumnezeu le-a spus primilor părinți, uite, asta este binele și asta este răul. Și a venit șarpele cu prima lecție de relativism moral. Oare a zis Dumnezeu că este bine sau rău? Oare chiar v-a interzis, deși le-a spus foarte clar, în ziua în care vei mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, vei muri. Asta este consecința. Vei pierde nemurirea. Oare? Și acest oare a adus omenirea în situația în care se află astăzi. Păcat, suferință, moarte, nesiguranță, ferocitate, violență și toate celelalte. Pentru că oamenii au vrut să meargă dincolo de ceea ce spunea Dumnezeu, crezând că este o lume mai bună. Unii chiar îl fericită pe diavol că a avut îndrăzneala să meargă dincolo de porunca lui Dumnezeu și că datorită diavolului noi avem cunoașterea de astăzi și datorită diavolului avem aceste progrese tehnologice și științifice. Însă, dacă ne uităm cu atenție, practic oamenii au pierdut nemurirea, au pierdut starea de echilibru, au pierdut veșnicia. Și ce-ți folosește să trăiești printre rachete și computere și calculatoare dacă ai o viață limitată? Doar elementul ăsta luați-l în calcul. Restul sunt mai puțin importante. Cât cântărește ceea ce avem astăzi în comparație cu veșnicia? Să trăiești veșnic, să nu mori niciodată, să nu mai îmbătrânești niciodată, să nu te mai îmbolnăvești niciodată, să trăiești pentru totdeauna. Să ai posibilitatea să cunoști, să explorezi tot ceea ce a creat Dumnezeu. Însă oamenii au relativizat adevărul lui Dumnezeu și au zis, oare chiar n-are dreptate șarpele? Ce-ar fi să încercăm? Și au încercat. Și în loc de a ajunge mai sus, au ajuns să vadă că răul este rău. Au ajuns să vadă că răul este rău. Și în felul acesta, existența a devenit una nefericită, una plină de sânge, de durere, de suferință, de moarte.
de răutate. Cui a folosit această creștere? Cui a folosit acest relativism? De ce spun lucrurile acestea? Pentru că în zilele noastre, postmodernismul se bazează pe acest relativism dus la extrem. Așa cum am spus, mai menționez încă o dată, uneori îndoiala te ajută să cunoști, să crești. În domeniul cercetării este super ok. Dar în domeniul valorilor și a principiilor este un dezastru. Pur și simplu nu mai poți să pui piciorul nicăieri pe tare. Totul este mișcător. Nu știi ce să iei. Totul este bun, totul este rău. Dacă întrebi pe cineva, este bun sau rău războiul? A, păi stai să vedem că există război de apărare, există război de cucerire și începe de aici să se ramifice totul. Și ajungi de la porunca să nu ucizi, clară a lui Dumnezeu, să încurajezi pogromurile, să încurajezi uciderea, să încurajezi războiul, pentru că, până la urmă, aperi o cauză bună. Poți să mergi în orice domeniu în felul acesta. Nu mai găsești stabilitate nicăieri. Totul este permis în anumiți termeni, condiții și situații. Până să apară tehnologia, ideile, conceptele și ideologiile se propagau foarte încet. Până să apară tiparul, se dispersau și mai încet. Și în felul acesta oamenii trăiau în niște enclave culturale, spirituale, religioase, politice, în care lucrurile erau greu de schimbat. Nu puteai să schimbi mentalitatea unor oameni decât, eu știu, dacă apăreau niște situații dramatice, niște calamități, niște războaie, niște elemente care să-i scoată din sfera aceea de confort sau de valori pe care și le creaseră. Odată cu descoperirea a noi tehnici de comunicare, lucrurile s-au complicat și în același timp s-au accelerat. Informațiile circulă foarte repede, și bune și rele. Fake-urile, de asemenea, circulă foarte repede și în felul acesta oamenii ajung să nu mai fie atât de stabili în ceea ce privește credințele lor, ideile lor, principiile lor și valorile lor. Dacă e să vorbim de societatea agrară, când omul era legat de pământul lui, de moșia lui, de casa lui, de familia lui, de satul lui, unde lucrurile erau țintuite acolo foarte clar. Înțelepciunea venea de la generațiile în vârstă care cunoșteau, care aveau experiență. Ei, acum lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Poți să primești informație de la un om foarte inteligent, dar de regulă ăștia nu sunt foarte vehemenți. Sau poți să primești informații false de la toți tâmpiții și parveniții intelectuali de pe internet, care îți livrează și care sunt atât de insistenți în crearea unei imagini, încât pur și simplu zici, bă, și prostul ăsta are dreptate. Spunea Lenin că o minciună poate să devină adevăr dacă este suficient de mult repetată. Așa că, până la urmă, tehnicile acestea și personajele acestea care transmit informații, din păcate, foarte multe dintre ele eronate, au devenit cei care influențează opinia și creează instabilitate în toate direcțiile. Pe de altă parte, sunt și acele dezinformări intenționate la nivel oficial, pentru că dacă ai pierdut turma de mână și nu mai poți prosti, e o mare problemă. Nu mai ai mână de lucru, nu mai ai fraieri care să te urmărească, nu mai ai fraieri care să te voteze, nu mai ai fraieri care să cotizeze la o biserică sau la alta. Pierzi prostimea și atunci cum poți să o readuci înapoi? Prima dată un frici, și apoi îi dai povești și idealuri și tot felul de promisiuni. Și așa este mecanismul care îi aduce din nou în nisipuri mișcătoare pe oameni.
Și acolo manipulatorii joacă cel mai bine. Când omul este gata, gata să se afunde și să moară, îi mai dai câte un băț, îl mai tragi un pic de păr afară, îl mai lasă să ia aer, după aia îl lași iară să se afunde și după aia iară strigă disperat, scapă-mă, scapă-mă. Și în felul ăsta s-au creat, dragii mei, aceste viduri de regim politic, de stabilitate existențială, prin care oamenii să ceară ei înșiși regimuri totalitare. Dacă faceți un sondaj de opinie sau dacă vă uitați pe internet la ceea ce gândesc canadienii și americanii, la ora actuală s-ar putea implementa un socialism de clasa întâi. De ce? Pentru că s-a șubrezit democrația, a rămas doar carcasa din ea, însă în rest e un comunism din ăsta mascat și acolo. Și dacă ar veni o mână forte care să le spună, băi, vă dăm asta, 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 doar să renunțați la asta, 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 oamenii vă asigur că foarte mulți dintre ei ar fi de acord. Pentru că libertatea, așa cum spunea și Freud, presupune o anumită responsabilitate și o anumită independență condusă de inteligență prin care tu să faci anumite eforturi coordonate ca să ieși și să trăiești ca ființă liberă. Ori mulți n-au răbdare și nu vor să-și asume această responsabilitate. Și o cedează în mâna altora. Păi îmi dai zahăr și ulei? Nicio problemă. Îmi scazi prețurile? Te votez? Nicio problemă. Nu contează că după aia 4-5 ani te-a strâns de gât. Și acum observați cât de ușor suntem duși de nas cu teoriile astea ale ieftinirii și... De ce? Că vine campania electorală, dragii mei. Dar unde au fost inițiativele astea când îți ardea cuțitul la os? Unde au fost? De ce n-au venit mai devreme? Pentru că nu era campanie electorală și statul a câștigat bani de acolo, din supraprețurile acelea, s-a îmbogățit și a zis, lasă că de ulei, aveți nevoie de pâine, aveți nevoie de lapte, aveți nevoie de alimentele astea de bază, aveți nevoie, oricum le cumpărați. Și când vin alegerile, scădem un pic prețurile și v-am prostit din nou de cap, pentru că ieftinirile sunt temporare, nisipuri mișcătoare. Însă dacă ai o gândire clară, bine sintetizată, bine structurată, și dacă știi din cuvântul lui Dumnezeu cum merg lucrurile pe termen lung, nimic și nimeni nu te poate zăpăci în această vâltoare a evenimentelor și a lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru. Atunci când ucenicii au dorit venirea împărăției lui Dumnezeu și au dorit și ei, cum ne dorim noi, anumite facilități și anumite avantaje. Și l-au întrebat pe Mântuitorul, Doamne, când va veni împărăția Ta? Pentru că vrem unul la stânga, unul la dreapta, să avem funcții, să avem putere, să avem influență, să stăm cu picioarele pe stâncă. Și Iisus le-a spus, dragii mei, voi n-ați priceput că de fapt împărăția lui Dumnezeu nu se bazează pe aceste pârghii șubrede. Nu se bazează pe aceste elemente după care fuge toată lumea. Pentru că ele sunt nesigure. Regimurile politice vin și trec, cele religioase sunt subiective. Ceea ce aveți voi nevoie este să stați pe principiile lui Dumnezeu și să știți ce se va întâmpla bazându-vă pe cuvântul lui Dumnezeu. Atunci sunteți cu picioarele pe stâncă și atunci regimurile pot să vină, să plece. Vorba unui bătrân care trecuse de 100 de ani și care a trăit în mai multe regimuri politice. A trăit și pe vremea legionarilor, a trăit și pe vremea regelui, a trăit și în comunism, a trăit și în democrație și a venit reporterii și l-au întrebat, Bade, ce se întâmplă cu tine? Care crezi tu că este cel mai bun regim politic? Pentru că ai trăit în mai multe regimuri politice. Și a zis, nu mi-a plăcut niciunul, m-am certat cu toate. De ce? Pentru că omul ăla era liber și a înțeles că niciun regim nu este perfect. Niciun regim politic sau religios nu este perfect, nu este desăvârșit. Ceea ce trebuie să cauți este acel tărâm al valorilor autentice, a principiilor lui Dumnezeu care nu se schimbă.
că e comunism, că e fascism, că este nazism, că este democrație, că este orice alt regim, nu contează. Acele principii rămân în picioare. Și Mântuitorul i-a avertizat pe ucenicii săi și implicit ne avertizează și pe noi că de-a lungul istoriei vor veni tot felul de întâmplări și evenimente care ne vor pune pe nisipuri mișcătoare și îi va face pe mulți oameni să-și piardă mințile. Însă, el spune, voi nu trebuie să fiți așa. Trebuie să vă găsiți stabilitatea, trebuie să vă găsiți acel echilibru care vă ajută să rămâneți în picioare. După ce au întrebat, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și a sfârșitului veacului acestuia, Iisus le-a răspuns, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Este foarte ușor să înșeli și să manipulezi în momentele de vulnerabilitate personală sau conjuncturală. Este foarte ușor să manipulezi, pentru că în momentele acelea oamenii nu mai sunt raționali, sunt instinctuali. Încercați să ajutați într-o situație limită pe cineva și vă garantez că oricine ar fi, va asculta de dumneavoastră. Dacă are nevoie disperată, o chestiune de supraviețuire sau o chestiune în care nimeni altcineva nu poate oferi ajutorul, vă garantez că pică toate gradele de pe umeri, pică toate funcțiile și toate influențele posibile și imposibile. În momentul ăla omul e disperat să-și rezolve problema în care este. Dacă se neacă și nu știe să înnoate, poate să fie președinte. Îi spui, domnule președinte, prinde bățul ăsta de aici sau, eu știu, kinga asta și te ascultă. De ce? Pentru că vrea să supraviețuiască și depinde viața lui de tine, de ajutorul tău. În momentul ăla ești lider. Ei, momentele de criză, cel care vine cu soluția sau cel care spune că are soluția, conduce. Prea puțin sunt aceia care știu să înnoate sau să iasă singuri din situația respectivă și care să spună, da, într-adevăr, uite aici, lucrurile se pot face și altfel. În momentele acelea, ești disperat să ieși din situația de criză. Și dacă cineva creează sau profită de situația aceea de criză, poate să facă aproape orice cu oricine. Și Domnul Hristos atrage atenția. Fiți atenți că vor veni multe situații și vor veni mulți oameni care vor profita și vor crea astfel de conjuncturi prin care să vă poată amăgi. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, pentru că în momentele alea sunteți pe nisipuri mișcătoare. Aveți nevoie de puterea lui Dumnezeu, aveți nevoie de un element exterior care să vă scoată de acolo. Și acest element poate fi credința, poate fi cuvântul lui Dumnezeu, poate fi Dumnezeu, pot fi acele valori care îți oferă stabilitate și te ajută să vezi dincolo de ceea ce vede majoritatea oamenilor. În primul rând vor veni impostorii. Vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul. Și noi ne gândim doar la hristoșii falși, mincinoși din zona religioasă. Nu! Hristoși sunt și comuniștii, și naziștii, și fasciștii, și toți aceia care se dau mari eliberatori ai neamului. Toți sunt hristoși mincinoși, pentru că dacă studiați bine istoria, o să vedeți că toți acești dictatori au pretenții mesianice. Și legionarii au avut pretenții de genul acesta. Dacă citiți istoria legionarilor, o să vedeți că legiunea Arhanghelului Mihail sau Garda de Fier, tot lucrul ăsta este, s-a îmbrăcat într-un misticism. Venea Corneliu Zelea Codreanu în mijlocul satului, călare pe un cal alb, îmbrăcat așa în alb, frumos, nu zicea nimic și după aia pleca. El se dădea
un adevărat mesia care salvează neamul, care promovează un naționalism agresiv și care îi ajută pe oameni să se reîntoarcă la origini, să se reîntoarcă la valorile primordiale, un om care purifică neamul și toți nebunii de dictatori au avut mentalități paranoice cu iz mesianic. Ei sunt salvatorii neamului. Mi-aduc aminte, eram în clasa întâi, când prinsesem încă perioada comunistă și ne spunea învățătoarea. Era tabloul tovarășului Nicolae Ceaușescu pe perete și spunea: prea iubitul fiu al poporului nu doarme zi și noapte pentru binele vostru. E drept că în comparație cu unii care nu mai dorm de bine în zilele noastre, a făcut multe bune, pentru care este demn de toată aprecierea. Și cei care vă plimbați cu metrou puteți să-i mulțumiți tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru că aveți metrou. Că dacă era în sfera asta democratică a hoților de după 89, nu aveați metrou nici peste 50 de ani, nici peste 100 de ani. Din punctul ăsta de vedere, trebuie să dăm cezarului ce este al cezarului. Dar spunea așa: preiubitul fiu al poporului nu mai poate de binele vostru și este atât de frământat ca să vă meargă bine. Și eu tocmai mă mutam de pe un picior pe altul că mi-ar sese niște nuiele din alea de stejar. Avea un arătător din ăla de 1,20 m și pentru că n-am mers sâmbătă la școală, mi-a ars niște arătătoare din alea peste picioare și în gândul meu, da, sigur, nu mai poate de binele meu, că mie îmi fierb picioarele de durere de la arătătoarele pe care mi le-ai tras tu peste picioare. Zilele următoare eram vânăt. A trebuit să mă mute părinții de la școala aceea la o altă școală unde era o altă învățătoare care nu credea atât de înfierat în idealul comunist. Toți dictatorii de felul acesta, toți Hristos și aceștia mincinoși au avut pretenții mesianice. Vor veni mulți în numele meu. Da, uite, noi facem, noi dregem, noi avem soluția la tot. Însă, zice Hristos, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, pentru că perioadele astea de criză sunt perioade de vulnerabilitate maximă. Și apoi spunea, vor veni vești de războaie, războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați. De ce? Rațiunea se blochează atunci când ești în frică. Ești pe creier bazal, nu mai gândești nimic. Călărețul se blochează și ești ca un animal pe supraviețuire, în stânga, în dreapta, să vezi pe cine poți prinde, pe cine poți exploata, de la cine poți lua ceva. Nu mai ești rațional. Zice, vedeți, să nu vi se tulbure inima, să nu vă înșele cineva, să nu vă înspăimântați, rămâneți raționali în credință. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Foarte importante cuvintele acestea lui Hristos. Noi credem că lucrurile astea se duc așa și vin aleatoriu, că istoria se duce și se învârte până toate cotârlacele și că se desfășoară așa haotic. Nu! Istoria merge după planul lui Dumnezeu. Și toți cei care apar pe scena ei, buni și răi, îngeri și demoni, nu ies din matca pe care a trasat-o Dumnezeu. Țineți minte lucrul ăsta, n-ai cum să te rătăcești dacă știi adevărul acesta. Tot ce se întâmplă în lume se întâmplă cu îngăduința lui Dumnezeu, atât bine cât și rău. Pentru că noi suntem în această mare luptă dintre bine și rău. Am pierdut fericirea paradisiacă prin neascultare de generații. Și Dumnezeu ne spune, fiți atenți, că toate aceste lucruri nu că se vor întâmpla, s-ar putea să se întâmple, există o anumită probabilitate, nu. El spune, trebuie să se întâmple. Așa că nu vă mai luptați cu morile de vânt. Războaie, vești de războaie, calamități și nenorociri trebuie să se întâmple. Pentru că așa a zis Dumnezeu. În contextul acesta al păcatului în care trăim, înainte de venirea Domnului Hristos și nu doar înainte de venirea Lui, de-a lungul istoriei,
s-au întâmplat, se întâmplă și se vor întâmpla astfel de evenimente. Dar spune el, nu vă înspăimântați pentru că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurile vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Toate aceste elemente destabilizează. Gândiți-vă când a venit pandemia. Oamenii deja au devenit iraționali. Puteau să te vândă, să te trădeze, să te părască oriunde, dacă obțineau anumite avantaje. Și uneori o făceau și gratis. De ce? Pentru că există în firea asta umană o răutate mascată și o invidie. Și în momentul în care omul vede că ești un pic mai sus decât el în ceea ce privește gândirea sau independența, începe să te urască. Dacă pârghiile democratice și legile barează anumite ieșiri din matcă ale lui, stă cu minte acolo și te urăște așa în tăcere. Dar când are posibilitatea să facă lucrul acesta și cadrul îi permite, te mănâncă în dinți. Și dovadă stau toate acele regimuri în care s-a promovat această suspiciune și delațiunea. De ce? Pentru că în momentele alea, omul când are o râcă pe tine sau o invidie, gata, te-a turnat, te-a părât, te-a dat în vileag, pentru că el, de fapt, are acea invidie acolo și acea răutate. Toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Aceia care rămân stabili în credință, în Dumnezeu. Și nu mă refer la acea credință și acel Dumnezeu politizate. Da. Că tot se flutură cu idealuri naționaliste, credința neamului, care de fapt este o credință politică, afișată politic, care convine bisericii și bisericilor, pentru că unește turma, oițele, să fie acolo, sub conducere. Credința neamul, nu știu ce, care credință, care neam? Hai să fim serioși, că totul vine până la stomac, după aia se uită și de credință și de neam și de tot. Astea sunt niște ideologii politice, religioase, care manipulează și oamenii au iluzia că ei sunt stabili, că un neam, că e stabilitate, că e naționalism. Ăsta nu e nicio unitate, nimic, decât ideologică. Ca să manipulezi, creezi anumite ideologii, anumite mituri și oamenii, vai, suntem uniți. Nu suntem uniți absolut deloc. Dacă vreți dovadă, cereți ajutor în situații de criză, să vedeți cât s-ar să vă ajute. Și atunci o să vedeți cât sunteți de uniți. Dacă vreți unitate, uitați-vă ce s-a întâmplat și cu boicotul ăla, așa, vestit, împotriva austriecilor. Vai de mine, boicotăm austriecii! Mai boicotează cineva acum? Fiți serioși! Mai ales că au ieftinit carburanții mai mult decât ceilalți, și până la urmă e și vorba de un spirit pragmatic. Păi decât să mă duc să dau la românul meu cu 50 de bani mai mult la litru de benzină sau de motorină, mă duc la austriacul de la Petrom sau de la care o mai fi, de la alte companii din astea vândute, pentru că îmi dă mai ieftin. Și până să gândești să scarpină guvernul după cap, să mai ieftinească, să mai bareze prețurile, ești pragmatic și zici, bă, las-o încolo de țară și de naționalism și de unitate, că până la urmă toate trec prin buzunar și prin stomac. Și atunci mai vorbim de naționalism și de idealuri și de slogane care n-au nicio acoperire. Nu există unitate de neam și de țară. Nu există unitate de credință. Nu există aceste idealuri în practică. Politica sună frumos, da, noi, nu există așa ceva. Dacă e să ne gândim de-a lungul istoriei, de când au fost dacii aici și până când s-a înființat statul național sau până la primul domnitor, nouă ne lipsesc câteva sute de ani. Ce naționalism, ce cultură, ce credință, fiecare și-a văzut interesul lui. Românul cu atât mai mult a învățat să poarte jugul și a învățat să spună ca tine, să facă exact ca el. Așa cum spunea și Gramsci și așa cum spunea și Cioran și alți gânditori, sunt unii oameni care nu fac istorie, suportă sau îndură istoria, devenind astfel parte din mâlul acesta existențial care
nu face altceva decât să îngreuneze existența. Aici nu s-a făcut istoria, aici s-a îndurat istoria. Istoria au făcut-o alții și acum, ca dovadă, o fac alții. Chiar dacă se ridică voci din astea foarte naționaliste și care spun că o să schimbe, nu o să schimbe nimic, dragilor. Vă asigur, cei care pot să schimbe nu au suportul și nu au sprijinul maselor. Tot spre aia cu zahărul și cu uleiul se duc. Pentru că așa sunt oamenii. În vremurile de criză, nisipurile sunt mișcătoare. Și oamenii aleargă spre ceea ce cred că le oferă siguranță, mai degrabă decât spre idealuri, valori, principii. Chestiile astea sunt așa. Fiind manipulați de cei care oferă aceste acadele electorale. Atunci mulți vor cădea, fiți atenți, mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. În situațiile acestea dramatice, oamenii se transformă în fiare. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Oameni lipsiți de sentimente, roboți. Se uită la tine, tastează pe telefon, ca și cum n-ai exista. Generație alienată, spălată la cap, n-ai pe cine să te bazezi. Umanitatea este din ce în ce mai robotizată, din ce în ce mai gri, din ce în ce mai puțin îmbibată de emoții, de sentimente, de dragoste. Da, de unde? Dragostea celor mai mulți se va răci. Cu alte cuvinte, oamenii vor deveni de fier. Te uiți la el, nu mai are empatie, nu mai are dragoste, nu mai are nimic. De ce? Pentru că primează interesul personal și idealurile comunitare. Apoi, dar cine, spune Domnul Hristos, dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Aici este un adevăr foarte dureros, pe care nu mulți îl pot digera, că la un moment dat existența nu va mai deveni una democratică în care lucrurile depind de voința ta, nu. Va fi atât de grea încât doar cine va răbda, va fi de răbdat, nu de schimbat ceva. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. În tot acest vârtej al evenimentelor și al circumstanțelor, oamenii nu vor mai ști ce să facă. Chiar spune într-un pasaj din Evanghelia după Luca, la capitolul 21, că oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Adică vor nebuni. Nu va mai face sens nimic din ceea ce se întâmplă în lumea noastră. Nu vei mai găsi niciun ideal pentru care să lupți, în care să poți schimba ceva. Totul ți se frânge, totul ți se taie în față și nu mai ai decât suportul divin. Te prinzi cu putere de brațul lui Dumnezeu, nu a unui Dumnezeu politizat, politic, nu a unei mitologii ideologice, nu a unei religii politizate, nu despre asta vorbim, ci de Dumnezeul Creator, de Dumnezeul pe care îl găsești în Scriptură, de Dumnezeul pe care îl descoperi în fiecare zi, de acel Dumnezeu care nu are alt interes de la tine decât mântuirea ta. Pentru că toți ceilalți Dumnezei și toți ceilalți Mesia și Salvatori care apar în lume, dau cu virgulă. Toți au un interes în spate, toți vor să-ți vântă ceva, toți vor să te atragă în partidul lor, în biserica lor, în religia lor, în business-ul lor. Toți au un interes de la tine. Și așa frumos îți vorbesc despre toate și tot și nimic. Și când tragi dungă, bă, dar stai, că iar am luat o țeapă, iar m-a fentat, iar m-a păcălit, dacă îți dai seama. Dar sunt unii care se duc în naivitatea aceasta și nici măcar nu-și dau seama că sunt duși cu preșul, până când e prea târziu. Vă băgați de seamă, spune Mântuitorul,
să nu vă înșele cineva. Pentru că în vârtejul acesta, în nisipurile acestea mișcătoare, foarte mulți vor cădea. Care este elementul de stabilitate? Ce poate să-ți ofere satisfacție și o direcție în ceea ce privește principiile, moralitatea, în ceea ce privește viziunea cu privire la viitor? Versetul 14. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Sfârșitul acesta poate veni sub forma unui escaton sau sub forma unui telos. Escatonul aduce sfârșitul cu calamitățile, cu evenimentele dramatice. Telosul aduce țel, scop, țintă, o nouă existență. Dacă existența ta se bazează pe ceea ce spun ceilalți, pe imitarea celorlalți, vei fi totdeauna în nesiguranță, vei fi totdeauna nefericit. Dacă existența ta se bazează pe ceea ce spune Dumnezeu, atunci nimic și nimeni nu-ți va putea tulbura pacea și liniștea interioară. Avem acești doi timpi ai ființării, individualismul și elementul social. Avem nevoie și de unul și de celălalt. Nu cădeți în extreme. Dacă ești prea individualist, te izolezi și devii nefericit. Dacă ești prea comunitarian, te tâmpești de cap și îți pierzi sensul, existența, individualitatea și unicitatea. Ai nevoie de elementul acesta al personalității, ai nevoie de comuniune, de părtășie cu ceilalți și toate astea trebuie să fie în echilibru. Iar echilibrul vine de sus, nu de jos. Când există acea relație cu Dumnezeu, când tu te bazezi pe ajutorul Lui, pe puterea Lui, atunci ești în echilibru. Sinele este în echilibru, relaționarea cu ceilalți este în echilibru. Nu-ți mai pune picioarele pe nisipuri mișcătoare. Nu mai crede toate minciunile care se vând drept adevăr. Nu mai crede ideologiile care promit lucruri mari și mărețe. Pentru că există un singur adevăr, acela lui Dumnezeu. Și singurii oameni care vor rămâne în picioare și vor fi cu adevărat fericiți și în siguranță sunt aceia care își pun picioarele pe stâncă, pe Iisus Hristos, pe cuvântul Lui și pe adevărul Lui.